Frecvența geniu. Nu pare a fi chiar atât de simplu să obținem gândire nelimitată. Cum poate fi explicată gândirea nelimitată folosind gânduri limitate? Motivul pentru care nimeni nu absolvă sistemul vostru educațional al vieții, obținând o diplomă în gândire nelimitată, este în primul rând că nimeni nu recunoaște că o astfel de diplomă ar fi măcar posibilă. În al doilea rând, deoarece voi preamăriți intelectul, care este un produs al celei mai limitate forme a mecanismelor conștiinței și care este o funcție a ceea ce noi numim eul fals. Marile intelecte au condus omenirea spre epoși de aur și ne-au inspirat spre realizări extraordinare. Cum am putea deși considera intelectul ca fiind ceva atât de limitat? Iartă ceea ce poate părea a fi o atitudine condescendentă față de intelect. Ar trebui să te gândești totuși că majoritatea acestor entități au fost bagiocorite timp de zeci și sute de ani de ai voștri, până când ideea a fost acceptată brusc de către cei care, ulterior, au rescris istoria și au lăudat realizările ca pe ale lor proprii. Pentru orice minte scormonitoare este clar faptul că marile civilizații au fost și sunt și acum decimate de automulțumire și laudă de sine, ca urmare a adulării propriilor realizări. Ba chiar există o luptă pentru preluarea controlului asupra darurilor lăsate de un maestru sau de cineva asistat de un maestru. Cei mai inteligenți avanți ai voștri acceptă ideea că până și cei mai inteligenți dintre oameni nu-și folosesc decât 10% din capacitatea lor mentală. În cadrul acestui gând trist se află cea mai grozavă veste dintre toate. În acea parte de 90% din receptor transmițător și care trebuie încă să fie trezită, se află o cantitate nelimitată de gânduri cu care să începeți să vă pictați pânza voastră divină. Puteți vedea de asemenea din această socoteală simplă cum intelectul, oricât de confuz ar părea, poate să se depășească brusc pe el însuși, deschizând noi orizonturi vaste de co-creație cu ființe superioare de lumină, care lucrează numai prin Creatorul unic. Atunci vă puteți recrea viața, pământul. După cum se pare, sunteți dominați de intelect, deoarece vă identificați cu modul în care descrie el lumea voastră. Simțim că se profilează o întrebare. Da, mă întrebam dacă euul fals este același lucru cu intelectul. Da, afirmația ta este corectă. Dar formele gând ale asociațiilor pe care le faci sunt învălmășite. Permite-ne să pornim acum într-o digresiune frumoasă, din care să poți înțelege mai clar motivul pentru care afirmația ta este adevărată, dar foarte înșelătoare atunci când este analizată în profunzime. Inteligența pură este o funcție directă a euului pur. Euul pur este o funcție directă a primului stadiu al conștiinței grupului de suflete individualizat. Un exemplu în acest sens este regnul vegetal, cel animal și cel mineral. Acesta reprezintă funcția euului pur, prin aceea că ele sunt foarte bine organizate și că exprimă în mod impecabil faptul că sunt în concordanță cu legile naturii sau reflecții originare de energie proiectată ale matricelor inteligente, care își mențin efectul desăvârșit. Înțelegeți că acestea și anumite legi sunt entități vii. Ele nu sunt legi cioplite în piatră sau scrise pe pergament. Toate acestea îi apar intelectului ca fiind apanajul vieții umane, când în realitate acestea și încă multe altele se află în voi, așa cum și voi vă aflați în ele. E încă și mai important să înțelegeți că omenirea nu a evoluat din aceste regnuri. Mai degrabă, omenirea a evoluat simultan cu ele, ca o proiecție totală a creației, pe fundalul pânzei divine a minții. Până la acest punct în creația universului vostru local, a existat o cooperare perfectă între toate formele de viață. În tărâmul oamenilor, frecvența geniu a fost deschisă tuturor maestrilor din tărâmurile proceselor creative ale vieții, care au manifestat energiile formelor lor gând, organizând elementele pământului. În acest stadiu al libertății, cea mai înaltă frecvență posibilă a iubirii, luminii, minții lui Dumnezeu,
putea să intre în legătură și să opereze în mod intim împreună cu toate formele de viață, cu scopul de a accelera evoluția conștiinței individualizate, dincolo de factorii de entropie și de cădere inerenți unui sistem cu un singur soare. În această stare originară de frecvență geniu pură, nu existau diferențe între realitatea obiectivă, abstractă, matematică și realitatea subiectivă, mitologică, arhetipală. Din acest motiv, puterile omului erau într-adevăr imense și teribile. El era orchestratorul, dirijorul forței de viață și a tuturor subdiviziunilor de putere manifestate sub legea unicului. Acționând în cadrul literii via legii, omul a fost capabil să producă modificări genetice înăuntrul său, cât și în rasele rădăcini ale pământului. Cu alte cuvinte, dat fiind faptul că el este și o replică a tuturor formelor de viață, în totalitatea lor, a fost în stare să modifice genetic alte forme de viață pentru progresul tuturor. El a făcut acest lucru fără eprubete, laboratoare sau orice fel de instrumente, numai prin puterile minții, inima. Din nefericire, el a optat să creeze diferite ființe hibride grotești pe care le-a folosit ca sclavi. El a avut puterile necesare pentru a se ridica la o înălțime de unde a putut să-și crească frecvența luminii din masa lui celulară, dispărând și reapărând în diferite locuri și dimensiuni, după cum voia. A trăi dincolo de 900 de cicluri pământene era pur și simplu o decizie luată cu scopul de a regenera un trup duplicat. Modificarea entropiei și moartea nu reprezentau o problemă mai mare decât ar însemna să-ți lași acum mașina și să te urci în avion. Nimic nu era imposibil, întrucât era una cu unicul. Canalul receptor-transmițător opera la o capacitate de 100% și era racordat la frecvența geniu. Înțelegeți că această frecvență este veșnic prezentă, provenind din punctul infinit al conștiinței inteligență, și că ea iubește tot ceea ce înseamnă viața. Fără ea n-ar putea exista nicăieri viață, niciodată, nici măcar pentru o clipă, nici măcar accidental. Ceea ce am descris cu acest limbaj foarte limitat reprezintă originile intelectului pur, care este o realitate experiențială totală. Tendința modernă de a obiectiviza realitatea bazată pe feedback-ul senzorial al realității fizice tridimensionale a pus bazele spiralei descendente periculoase care coboară în vortexul polarizat bine-rău cu care vă luptați voi acum, în cadrul fiecărui ciclu al morții și care vă pretinde să reparați tiparul precondiționat. Tendința modernă de a obiectiviza realitatea bazată pe feedback-ul senzorial al realității fizice tridimensionale a pus bazele spiralei descendente periculoase care coboară în vortexul polarizat bine-rău cu care vă luptați voi acum, în cadrul fiecărui ciclu al morții și care vă pretinde să repetați tiparul precondiționat. Cu alte cuvinte, când intelectul pur a contemplat forma gând a dominării asupra raselor rădăcină, cu scopul autoadulării și servirii de sine, s-a născut euul fals, iar conștiința exaltată a omenirii a fost cufundată în confuzie și frică. Teroarea nu apărută a morții și anihilării a fost procesată prin acum limitatul eu fals, dând naștere unui sistem de forme gând producătoare de moarte, în concordanță cu dogma actuală a lui supraviețuiește cel mai bine adaptat, omoară sau vei fi omorât, păcat și pedeapsă și altele asemănătoare. Atrocitățile făcute în numele lui Dumnezeu sunt încă și mai absurde și mai tragice. Rezultatul acestor forme gând a dus la o formă de viață care nu se hrănea din lumina unicului, ci din singura sursă disponibilă de energie, o altă formă de viață. Pentru aceia dintre voi care nu înțeleg, vă puteți aminti că atunci când o formă gând holistică creată de către unicul este polarizată în tiparele de energie opusă, duală, cum ar fi câmpul electromagnetic al Pământului, rezultatul este ceea ce vedeți acum în jurul vostru. Cicluri de viață scurte, boli, dezumanizarea spiritelor înrudite și o listă nesfârșită de atrocități. Percepem faptul că voi vă gândiți mult la învățătura oferită de povestea lui Adam și a Evei
și vă putem asigura că, deși acest mit conține o mare cantitate de adevăr, el a devenit un simplu instrument în dogmele voastre religioase pentru a vă îndepărta și mai mult, pe plan personal, de cerințele responsabilității de-a lungul unei parodii continui pe care fiecare dintre voi sunteți provocați să o corectați în momentul de acum. Realitatea este că viața nu s-a schimbat. Voi v-ați schimbat și vă puteți schimba din nou. A fost întotdeauna decizia voastră. Racordați-vă din nou la frecvența geniu. Înțelegeți că polaritățile pozitive și negative ale vieții voastre pământești nu sunt decât o subdiviziune a razei unice din iubire, lumină, mintea lui Dumnezeu. Viața eternă este moștenirea voastră. Umblați, trăiți și respirați în cadrul frecvenței geniu. Nu sunteți nevrednici sau incapabili de a co-crea viața la nivel global. Acordați-vă la ea. Sunteți parte din unicul. Sunteți parte din noi. Noi vă încurajăm. Noi vă așteptăm. Noi vă iubim pe absolut fiecare dintre voi. Forme gând vii. Co-creatori în unicul. Dacă crezi cumva că nu poți să faci absolut nimic pentru a-ți îmbunătăți viața, cât și condiția în care se află lumea, gândește-te mai bine. Vă rog să explicați afirmația din materialul dinainte. Încă de la începutul timpurilor, fiecare formă gând este prinsă în capcana aurei magnetice a Pământului. Dacă acest lucru este adevărat, cum putem începe să o controlăm? Întrebarea ta reflectă gândire tridimensională. Controlul este o mare iluzie pe planeta pe care existați voi. Puteți alege dintre formele gând precondiționate. Puteți crea forme gând pe pânza divină, dar nu puteți controla formele gând. Dacă acest lucru ar fi cu putință, întregul vostru univers ar fi ținut într-o sclavie lipsită de speranță de către entități fără scrupule. Întrucât răspunsul la întrebarea ta necesită o bază mai puternică de înțelegere, înainte de a da un răspuns direct, vom face o digresiune ca de obicei pentru a discuta procesele creației. Acum, eliberați-vă mintea pentru a explora procesele de creație, iar apoi veți putea pricepe pe deplin realitatea încălcită a formelor gând. Nu există decât un singur proces de creație, deoarece există un singur creator. Toată creația este o formă gând. Totuși, pentru a crea tărâmuri materiale care reprezintă o reflecție cristalizată a fațetelor unicului, este creată o rază duală de energie care trece prin ea însăși și formează un puls ce pare a fi însuși opusul. O singură privire aruncată asupra ceea ce numiți o undă sinusoidală vă dă posibilitatea să conceptualizați pe loc această idee simplă și totuși cea mai profundă dintre toate. Simbolul yin-yang este o undă sinusoidală. Puteți crea orice adevăr doriți, dar nu puteți crea acest proces. Voi sunteți procesul, iar acesta este etern. Puteți gândi orice, dar crearea procesului de gândire nu va aparține vouă. Procesul creației și gândului a fost implantat în voi. Într-adevăr, el este voi. Puteți face o analogie perfectă folosind însuși exemplul tehnologiei pe care o folosiți pentru a scrie acest document. Adică voi folosiți un program care procesează cuvinte. El nu scrie cuvinte în locul vostru. El oferă structura sau sistemul prin care puteți organiza, într-o formă de comunicare, cuvintele care simbolizează formele gând. În același mod este implantat în voi programul originar, susținut de ceea ce noi numim frecvența geniu, cu care voi puteți crea o viață sau o situație de viață în cadrul procesului. Există ecuații parțiale de viață care creează o subdiviziune a programului foarte asemănătoare cu virusii voștri genetici sau cei din computer. Dat fiind că voi sunteți programul și programul sunteți voi, e foarte clar că singurul program care va fi stricat este al vostru propriu. Să privim acum problema dintr-un unghi ușor diferit. În primul rând, structura divină a acestui proces creează gând care este lumină,
îl cristalizează prin tipare de unde staționare și îl organizează pentru a reflecta direct adevărul existenței sale. Acest adevăr organizat este conștiența. De un timp încoace, savanții voștri au acceptat cam fără voie că materia înseamnă energie. Prin urmare, e nevoie de energie pentru a gândi. Energia este o formă a masei, iar rezultatul este o îngrămădire de materie pe care noi o numim formă gând. Atunci când gândiți, creați forme gând sau particule de energie masă. Folosiți același proces pe care îl folosește și unicul. Cum ar putea fi altfel? Repetăm, nu voi ați creat procesul gândului. Procesul divin a creat universul. Voi nu puteți procesa altfel decât universul. Puteți adăuga universului numai forme gând noi cu acea porțiune din proces pe care voi o întrupați. Poate că acum puteți înțelege mai bine adevărul că voi sunteți ceea ce creați, deoarece voi sunteți ceea ce gândiți. Formele gând create de către euul fals conțin greșeli și produc stricăciuni, deoarece ele sprijină ecuații parțiale pentru a dovedi că nu sunteți conectați la univers. El predică următoarea dogmă, în cel mai rău caz, voi sunteți un accident bizar și pocit, izolat și singur pe o planetă care este și ea produsă dintr-un accident bizar și pocit. În cel mai bun caz, sunteți un program defectuos, care nu se poate salva pe el însuși. Toate aceste forme gând produc încă și mai multe forme gând de disperare, singurătate și anihilare. Aceste forme gând sunt prinse în capcana aurei magnetice a Pământului, alături de programul originar. De aceea există atât de multe forme gând care se referă la un rău existent undeva, dedesubt, și la bine, ca existând undeva deasupra. Euul fals este un fragment al procesului divin, care cuprinde numai formele gând solare, imediate ale voastre. Adică, natura soarelui vostru care se autoconsumă, este ceea ce voi vedeți reflectat pe pământ. Impulsurile senzoriale limitate ale unui corp cu frecvență joasă nu pot interpreta aceasta decât ca fiind o autoanihilare. Întrucât euul fals este orbit de lumina unei ordini inferioare, acest proces fragmentat de viață care se autoconsumă devine o lege cumplită a supraviețuirii, pentru ca în cele din urmă el să subcombe în fața acestei anihilări. De aceea un program defectuos sau artificial nu poate genera și atrage decât forme gând defectuoase și destructive. Putem spune deci că euul fals e făcut de om? Din perspectiva procesului universal, el nu este făcut de om, deoarece el este un fragment deja creat al acelui proces. Interpretarea ciclului vostru de viață senzorială este făcută de om. Forme gând limitate obținute numai din observarea senzorială tridimensională a proceselor pământene, solare, dau naștere formelor gând, care se contopesc pentru a forma euul fals. Cu alte cuvinte, programul originar oferă o vizibilitate la 360 de grade. Omul, prin limitarea concentrării și frecvenței sale, nu construiește altceva decât obloane. Numai acestea sunt făcute de către om. Să facem o analogie cu prisma. Imaginați-vă o prismă care este de mărimea Pământului. Formele gând tridimensionale se află pe latura refractantă. Din această perspectivă, oricine care nu este daltonist va accepta imediat că există raze de culoare. Dacă vreunul dintre ei ar pretinde că există numai o singură rază, acea persoană ar fi supusă bagiocurii, deoarece impulsul senzorial al euului fals i-ar fi clar că există mai mult decât o singură rază. Dacă cineva ar deveni mai mare sau ar reduce mărimea prismei, ar cunoaște imediat că există o singură rază de lumină. Ar deduce că forma prismei era într-un fel sau altul responsabilă de iluzia că o singură rază pare a fi mai multe raze de culoare. În continuare, dacă cineva ar putea fi prisma, ar putea studia direct procesul de creație prin autostudiu. Făcute de om sunt doar formele gând sau obloanele create prin propria sa dorință. O matrice a acestor forme gând umane creează o subdiviziune artificială a procesului divin,
devenind eul fals. Acest subproces artificial, cât și toate formele gând pe care el le produce sau amplifică, sunt entități magnetice. Cu alte cuvinte, electromagnetismul este mediul în care formele gând de frecvență asemănătoare se contopesc pentru a forma entități. Fiecare dintre voi contribuie la crearea acestor entități de energie prin ceea ce gândiți sau contemplați, chiar și în cele mai așa numitele gânduri secrete. În cea de-a patra dimensiune nu există secrete. Prin urmare, fiecare bărbat, femeie și copil contribuie la o matrice enormă de rețea de forme gând vii. Pe bună dreptate puteți gândi că implicațiile acestei afirmații la scară individuală sau globală sunt cu adevărat periculoase. Ne vom întoarce la această realitate cutremurătoare mai târziu, în cadrul acestui capitol. Să examinăm mai întâi frecvența primară a creației. Întrucât forțele electronice și electromagnetice trebuie să opereze ca dualități pulsatorii de plus și minus, trebuie să existe o a treia forță care să ofere mediului pentru o reechilibrare armonioasă în univers a fluxului electronic, care altfel s-ar anula într-o clipă, imediat după ce a fost creat. Această a treia forță sau mediu este frecvența iubirii, care vine de la unicul și, pentru a ne exprima mai exact, această frecvență nu este a treia forță, ea este prima forță. Iarăși, un univers electronic nu poate exista decât înăuntrul oceanului atot cuprinzător de frecvențe extrem de înalte ale luminii. Frecvența iubirii este funcția primară a procesului divin al creației, care manifestă forță coagulantă, organizând întreaga materie, de la forma gând originară, până la manifestarea ei ca tărâmuri ale universului. Astfel, până și cele mai distorsionante forme gând sau ecuațiile de viață parțiale numite rău sunt iubite și făcute să fie vii de către procesul divin cu care sunteți înzestrați voi toți. Fără acest câmp de frecvență, universul s-ar anula pe el însuși. De asemenea, nimic din ceea ce se manifestă prin procesul creator divin nu e posibil să existe fără să posede aceleași atribute cu procesul. Toate lumile sunt create din el și există înăuntrul lui. Din ce este formată o formă gând? De ce cantitate de gânduri e nevoie pentru a face să devină forma gând? Noi interpretăm întrebarea ta în sensul că sper că este nevoie să se ajungă la un anumit nivel, o anumită intensitate sau o anumită mărime a gândului înainte ca acesta să devină o entitate. Această falsă speranță este rezultatul ezitării voastre de a accepta responsabilitatea de a fi co-creatori. Trebuie să vă aducem la cunoștință faptul că și cel mai nesemnificativ și trecător gând este în realitate o formă gând, o entitate vie ce se adaugă masei în creștere de forme gând, prinse în câmpurile electromagnetice de conștiință ale dimensiunii voastre pământești. Mai mult, acumularea unui număr nemăsurat de forme gând pervertite, agresive, de la începuturile timpului, duce la o poluare masivă, nu numai a planetei voastre, dar și a universului vostru local. Asta deoarece ele sunt eliberate periodic în timpul fiecărui mileniu, iar efectul lor trebuie compensat pentru a se ajunge la un echilibru cu toate celelalte forme de viață, altfel întreaga galaxie s-ar distruge. Fiecare gând pe care îl produceți sau îl mențineți este activat de forțele voastre de viață personale, legându-vă de el în mod implacabil, indiferent de mărimea sa. Cu alte cuvinte, chiar și așa numitele gânduri neînsemnate se pot comporta ca un mic bacil sau virus. Formele gând au diverse mărimi și complexități, generând caracteristicile comunităților, cât și cele globale, la nivel macro, cât și caracteristicile personale umane la nivel micro. În întrebarea ta am întrezărit speranța că cele mai multe forme gând sunt minuscule și deci inofensive și fără rezultat. Nu așa stau lucrurile. Asta deoarece din comparația făcută mai sus, poți să-ți dai cu ușurință seama că virusul microscopic poate face prăpăd într-un organism dezechilibrat, chiar până la moartea sa fizică. Ca o altă comparație, particulele atomice pot trece prin metale solide
demonstrând capacitatea de pătrundere și otrăvire a sistemelor fizice aflate la mari distanțe pentru perioade lungi de timp. Mic nu înseamnă neapărat fără importanță. La fel cum nu mai puteți nega existența unor anumite particule doar pentru că sunt invizibile, nu puteți nega nici existența formelor gând. Formele gând există ca entități vii din cauza că sunt create de către procesul divin, care există în mod inerent în voi. În fiecare moment al vieții voastre creați sau dați o nouă forță de viață formelor gând vii, de toate formele, mărimile, funcțiile și culorile. Dându-vă seama de această realitate zguduitoare, nu trebuie să vă pierdeți speranțele de schimbare a lumii în care trăiți. De fapt, prin înțelegerea acestui adevăr, nu numai că devine evidentă posibilitatea ca un tu oarecare să poată schimba lumea, ci este chiar datoria ta de co-creator să o faci. Oricât de mohorât ar părea a fi acest scenariu la prima vedere, există și o altă perspectivă plină de speranță, adică numărul formelor gând create de omenire, aflate în armonie rezonantă cu iubirea, lumina, mintea lui Dumnezeu, este de asemenea nemăsurat. Când te gândești la situația din lume, îți dai seama de lucrarea extraordinară ce trebuie dusă la bun sfârșit. Această sarcină pare copleșitoare la prima vedere, dar la o examinare mai atentă realizezi că poți face totuși foarte multe chiar tu. Am stabilit aici că formele gând pot influența și chiar influențează efectele scenariilor vieții. Nu numai că voi creați forme gând, dar și amplificați forme gând deja concepute sau apărute, la fel cum puteți construi pe baza unei schițe sau reface o structură existentă. Astfel, crearea și menținerea formelor gând armonioase poate fi realizată în mod continuu, atât în starea de veghe cât și în timpul somnului. În timpul zilei și nopții la ce vă gândiți? Ce fel de forme gând creați sau mențineți? Cu ce fel de materiale din ziare și televiziune vă identificați? În timp ce stați în fața televizorului, urmărind știrile sau citiți ziarul, foarte mulțumiți de voi înșivă, aflați că formele gând pe care le mențineți, cele cu care intrați în rezonanță prin intermediul receptoarelor transmițătoarelor voastre, mentale și fizice, adaugă o putere greu de imaginat oricărei alte forme gând, indiferent de unde ar proveni ea. Poate că nu voi ați creat forma gând inițială, dar chiar și prin cea mai banală formă de aprobare sau bârfă, blândă sau vehementă, prin identificare pasivă sau activă, contribuiți la sporirea puterii acelor forme gând, bune sau rele. Responsabilitățile unui creator nu poate fi evitate sau minimalizate prin raționamentul că nu a participat direct la realizarea fizică a unui eveniment. De fapt, voi sunteți cu toții responsabili pentru fiecare acțiune din planul vostru fizic, indiferent de gradul în care sunteți activi, într-o anume problemă sau situație. Nu putem sublinia îndeajuns forța formelor voastre gând în schema vieții. Nu putem sublinia îndeajuns puterea pe care fiecare dintre voi o are de a schimba viețile voastre și lumea ca un întreg. A venit timpul să dați la o parte firul de nisip din ochiul minții voastre și să priviți soarele și cerul plin de stele, splendorile planurilor elementare ale pământului și să vă uitați în inimile voastre globale, realizând că ați participat și încă participați la procesul de creație a tot ceea ce există. Cu toate că puteți accepta aceste lucruri din punct de vedere intelectual, vă va veni greu să îmbrățișați în totalitate adevărul fundamental că puteți schimba lumea. Pe planeta voastră există multe filozofii ce sunt de asemenea forme gând, care propovăduiesc dogme menite să dezgolească conștiința individuală de adevărata sa glorie, ținând ascunsă realitatea unității dintre religie și știință. Dovada cea mai evidentă a greșelii pe care o fac atât știința cât și religia este excluderea lor reciprocă. Pe măsură ce din ce în ce mai multe documente străvechi vor fi revelate într-o sincronizare stabilită de programul de evoluție, așa cum a fost el instituit de către ierarhia unicului creator, veți descoperi adevăratele structuri științifico-religioase ale învățăturii unice.
Străvechile documente ale luminii vor cădea de acord și vor scoate în evidență faptul că nu este nicio diferență între religie și știința. Nu a fost niciodată vreo diferență. Dar până când această conștiință unificată va deveni o realitate, majoritatea omenirii pe plan individual sau colectiv va servi numai drept incubator, fie pentru procesul dezumanizant al anulării de sine a familiei ei globale, fie pentru forța de viață unificată și plină de grijă a iubirii, luminii, minții lui Dumnezeu. După cum vezi, este la latitudinea fiecăruia dintre voi să îmbrățișeze formele gând ale luminii, pentru că dragostea unicului e atât de puternică, încât fiecăruia îi se dă o șansă să experimenteze, să îmbunătățească și să corecteze propria programare greșită, autocreată. Este identificarea o formă gând? Identificarea este un proces. O poți considera ca o cameră de incubație pasivă. Atunci când identificarea este făcută de eul fals, se produce o atmosferă extrem de subtilă și periculoasă. Poate fi asemuită cu un preparat de laborator ce nu exercită o forță a sa proprie, până când nu este pus într-o atmosferă propice, care stabilizează condițiile ce duc la creșterea diverselor forme de viață introduse de către experimentator. Folosim analogia cu preparatul de laborator, pentru că este o diferență mică între o cultură ce se întinde pe un continent și una ce crește într-un vas de laborator. Ce crește în acest vas este în funcție de voi, în mod individual sau colectiv, pe post de co-creatori în planul original al creației. Să mergem mai departe și să analizăm realitatea formelor gând ca entități vii. Fiecare dintre sistemele voastre de conștiință ce acționează ca receptor emițător este precum pântecele unei mame, adică fixează o formă gând în solul fertil al procesului divin și o incubează, adăugându-i alte forme gând și forță, transferând-o unei alte persoane incubator, care la rândul său face la fel, până ce forma gând ajunge să se manifeste undeva în lumea fizică. Astfel este atrasă electromagnetic de alte entități de frecvență asemănătoare, ce se identifică cu această formă gând, prin intermediul eului fals, forțând puterea lor să țâșnească în acțiune. Aceasta este explicația pentru indivizii care, fără o predilecție anterioară, fac dintr-o dată un gest de dragoste sau violență pe care nu l-ar face în mod obișnuit. Voi vă amăgiți cu ușurință, preamărindu-vă eroi și persecutându-vă dușmanii. Până când vă veți mai nega responsabilitățile pe care le aveți în fața vieții? Cu ce scop vă micșorați puterea și demnitatea, creând o lume a morții, mai degrabă decât una a vieții pentru copiii și familiile Pământului? Luați atitudine în privința rezultatelor ce se vor obține în capitolul final al ciclului de evoluție a Pământului, cel în care vă găsiți acum. Identificați-vă cu frecvența geniu care este moștenirea voastră. Nu sunteți mai presus decât criminalii voștri, nici mai prejos decât eroii voștri. Voi ați creat pe toți. Acordați măcar câteva minute din zi pentru a incuba formele gând ale lui Hristos sau Buddha, mai degrabă decât cele ale figurilor publice corupte sau ale criminalilor în serie. O, voi, cei neprihăniți, aveți oroare de tot ceea ce vedeți și îi judecați pe toți. Cu toate acestea vă identificați cu ceea ce examinați. Aceasta este o lege a conștiinței. Preocuparea voastră față de orice formă gând pe care o mențineți în gând îi sporește puterea. Faceți-vă timp pentru a dezvolta compasiunea în inimile voastre, astfel încât ele să îmbrățișeze binele pentru toți. Asta deoarece voi sunteți responsabili pentru incubarea formelor gând ce rezonează cu violența distructivă, ca și cu boala, războiul și nenorocirile din lume. Cu cât vă opuneți și detestați mai multe părți ale umanității, cu atât vă opuneți și detestați mai mult părți din voi. Incubați forma gând a iubirii, luminii, minții lui Dumnezeu, ce îmbrățișează întreaga viață și veți da naștere unei realități a bucuriei, prosperității și sănătății, mai presus de cele mai îndrăznețe vise, individuale sau colective, și veți fi prețuiți pentru asta. Acum,
că aveți o înțelegere mai bună a puterii nemaipomenite și a responsabilității pe care o are receptorul pasiv ce incubează forme gând, să analizăm latura transmițătoare a câmpului vostru electromagnetic de conștiință. Este folositor să înțelegeți faptul că în orice moment, transmițătorul vostru este acordat pe aceeași frecvență cu receptorul vostru. Astfel, este imposibil să mențineți și să rezonați cu forme gând de frecvență joasă, de frică și ură, de exemplu, fără să transmiteți cu și mai multă putere aceleași forme gând către conștiința lumii. Mai mult, există o întârziere, o decalare în timp în perioada de incubare a unei anumite forme gând. Aici se face o mare confuzie pe care ne vom strădui să o expunem în lumina conștiinței pure. Întrucât mintea tridimensională prinde forme gând mai degrabă de la circumferința roții vieții decât din centrul acesteia, în permanență este prinsă fie în trecut, fie în viitor și foarte rar, dacă acest lucru se întâmplă vreodată, în momentul prezent. Trecutul, viitorul, binele, răul, etc., țes placa confuziei în jurul vieții voastre. Prin urmare, e posibil să petreceți momente sau ani sau vieți întregi, receptând și incubând anumite forme gând ce vor fi retransmise mai târziu, adică în ceea ce reprezintă viitorul față de trecutul în care au fost activate inițial. Aceasta explică, în parte, legile karmei. De asemenea, aceasta explică de ce la un moment dat al vieții încercați să vă identificați cu forme gând de frecvență mai ridicată și reușiți doar să măriți viziunea voastră asupra lumii vechilor forme gând de frecvență scăzută. Omenirea pare a fi mai inteligentă numai pentru că are motive mai sofisticate să sprijine vechile forme gând de frecvență scăzută, dând astfel iluzia evoluției. În timp ce omenirea pretinde că a evoluat în gândire, acest lucru nu indică în niciun fel evoluția sa în cea de-a patra dimensiune. Mintea voastră înțelege miezul oricărei forme gând sau forme de viață. În timp ce omenirea pretinde că a evoluat în gândire, acest lucru nu indică în niciun fel evoluția sa. În cea de-a patra dimensiune, mintea voastră înțelege miezul oricărei forme gând sau forme de viață. Acest lucru este mult diferit față de percepția voastră normală, tridimensională, a reflecțiilor de suprafață ale obiectelor. Atunci când un obiect este perceput în a patra dimensiune, mintea voastră îl sesizează din centru sau punctul nemișcat al esenței sale. Acest lucru rezultând într-un moment de contact, un moment ce oferă o experiență mult mai importantă decât o simplă reflectare a obiectului. În acel moment voi creați de fapt spațiu în interiorul spațiului, suspendând iluzia timpului. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi în aceste digresiuni. Ele sunt foarte importante în înțelegerea deplină a mecanismului formelor gând. Acum, amintindu-ne analogia cu roata ce se învârte, vom merge mai departe în înțelegerea iluziei, ca să găsim acolo esența formelor gând, ceea ce ne aduce totodată și beneficiul de a înțelege mai mult natura străvechiului termen de karmă sau în exprimarea modernă, principiul acțiunii-reacțiunii. Pe măsură ce planeta se învârtește în spațiul conștiinței formând un continuum spațiu-timp, iluzia se stratifică în timp, ducând la confuzia tridimensională. Astfel, dacă nu te găsești în centrul unui lucru, nu poți fi în altă parte decât pe suprafața ce se învârtește, trăind întotdeauna iluzia unui trecut ce gonește spre un viitor care niciodată nu vine cu adevărat. Poate că aceasta clarifică predilecția adulților de a manifesta în continuu, pe tot parcursul vieții lor, forme gând de adolescenți sau chiar infantile, ceea ce face ca evoluția adevărată a conștiinței să fie un efort ce consumă mult timp și are rezultate foarte slabe în privința adevăratei iluminări în alte dimensiuni. Astfel, karma, atunci când vorbim de viața prezentă, este un lucru mai ușor de înțeles, în momentul în care realizezi că vechile forme gând pot fi transmise către momentul acum al vieții voastre. Este ca și cum voi compensați acțiuni în forme gând, ce au apărut ieri sau cu mult timp în urmă. Acesta este numai un rezultat al vechilor forme gând cu care vă identificați în prezent, făcându-le să se fixeze în aura voastră,
prin inducție electromagnetică și rezonanță, producând o realitate în momentul acum. Această rezonanță electromagnetică a unei forme gând apare ca o matrice de configurații ce strălucește în aura voastră, atrăgând alte entități ce au în aura lor configurații energetice geometrice similare. Altfel spus, sunteți ca un afișier viu. Formele gând ale crezurilor și dorințelor voastre nu sunt încuiate în vreo sinuozitate a creierului vostru. Dacă formele gând ar fi închise în țesutul creierului, nu ar exista comunicare la niciun nivel al conștiinței. Entitățile pe care le atrageți și de care sunteți atrași rezonează cu modele geometrice similare celor din aura lor. Astfel, acele așa numite întâlniri întâmplătoare sunt de fapt rezonante între câmpuri aurice ce magnetizează și atrag un eveniment. Împreună sau în grupuri, atracțiile se bazează pe identificări duble și multiple. Dacă sunteți în stare să detașați unele dintre formele gând cu care vă identificați, veți detesta acea parte a voastră sau a celeilalte entități sau grup de care sunteți atrași numai pentru că alții pot detesta aceleași lucruri ca și voi. La fel, ceea ce vă place la voi, vă place și la alții. Mintea poate transmite și recepționa la momente diferite? Nu. În realitate, cel ce recepționează transmite funcționează simultan în momentul acum. Ceea ce creează iluzia unui trecut viitor este doar continuumul spațiu-timp al formelor gând. Iluziile nevrozei, psihozei și schizofreniei, de exemplu, sunt câteva dintre stările ce rezultă din identificarea cu forme gând vii ce există în iluzia unor momente diferite de timp. Iluzie ce persistă în mintea colectivă de pe pământ. Puteți explica mai mult despre efectul de afișier al formelor gând ce staționează în câmpul auric? Câmpul auric ce afișează formele gând ale fiecărei entități poate fi sesizat înainte de toate, în ceea ce psihologii voștri numesc limbajul trupului, cât și în descrierile psihologice asociate acestuia. Cu toate astea, se apropie rapid ziua când mulți dintre voi vor percepe acest câmp energetic în mod direct. În acel moment nu va mai fi nevoie de descrieri și categorisiri complicate și de multe ori înșelătoare ca cele făcute de către eul fals. Frecvența de rezonanță a planetei voastre a crescut mult în ultima decadă și va continua să crească în salturi geometrice de percepție. Mulți dintre voi au întrezărit deja câmpul auric al altor entități și obiecte. Gândul la oameni și animale. Dat fiind că animalele au creier mai mic, există vreo legătură între mărimea creierului și tipul formelor gând? Au și ele câmpuri aurice? În exercițiile noastre cu privire la a patra dimensiune descrise în capitolul 1, ați răspândit în toate direcțiile nenumărate linii de lumină, în unghiuri de 180 de grade, la o distanță fixă față de un punct central, formând o sferă. Acest lucru este totuși mai mult decât o simplă gimnastică mentală. Este forma esențială a tuturor energiilor formelor gând. Funcția de receptor a minții sesizează formele gând percepând astfel obiectele. Conștiința animalelor funcționează în același fel. Veți descoperi în curând că frecvența este cea care determină conștiința, conștiența și nu volumul. Logica infantilă actuală, care susține ideea falsă că un creier mai mare înseamnă un coeficient de inteligență mai ridicat, va cădea în curând. Bunul simț vă va face să înțelegeți că multe animale cu un creier mai mic au calități de percepție mult superioare oamenilor. De exemplu, micuțul creier de albină face calcule astronomice cât și calcule de necrezul legate de mediu, chiar și atunci când cerul este înnorat, în timp ce oamenii se rătăcesc cu ușurință chiar și pe autostradă. Cum diferă gândul omului de cel al unui animal? Gândul omului reflectă, iar cel al animalului refractă. În regnul animal, formele gând predeterminate aflate într-o stare pură sunt refractate. Prin câmpul auric, pentru a crea condiții de supraviețuire bazate pe mintea pământului, prin câmpuri electromagnetice de date inteligente, având o memorie internă mică ce nu va tulbura sau interfera cu transmisia originară. Conceptul referitor la natura unică a conștiinței umane, ca fiind reflectivă, nu este nou. Totuși,
Atâta timp cât cineva consideră că locul gândului este în creier, conceptul de reflecție este absolut inutil. Încă o dată, bunul simț interferează cu o explicație comodă oferită de eul fals. Tot ceea ce poate dovedi cineva prin metode convenționale este că omul își poate aminti mai multă informație, dar la fel poate face și un elefant sau chiar un păianjen. Conceptul de gândire reflectivă este un punct de pornire bun pentru analiza noastră pentru că evocă niște factori cheie inerenți înțelesului cuvântului reflectiv. Mintea umană prezintă două aspecte. Frecvența generală de rezonanță a câmpului auric este mai înaltă, dându-i capacitatea de a comunica cu nivelele de inteligență mai înalte, iar creierul are o capacitate mai mare de a stoca memorie, ca forme gând codificate, ce pot fi accesate intern, mai degrabă decât extern, așa cum se realizează foarte bine în cazul conștiinței animale. Vă rog să observați această diferență crucială în procesul gândirii. Dacă dimensiunea mai mare a creierului uman duce la o capacitate mai mare de a depozita memorie codificată, acest lucru nu trebuie confundat cu procesul gândirii. Cu alte cuvinte, sunt stocate numai planurile acelor forme gând, care pot fi stimulate în diverse moduri, în vederea proiectărilor pe câmpul auric, acolo unde se află conștiința întregului corp, proiectare ce are loc în timpul activărilor sinaptice. Atunci când formele gând codificate sunt astfel proiectate pe scoarța aurică, trupul poate retrăi la niveluri diferite un eveniment trecut. Dacă stocarea memoriei ar fi fost sinonimă cu gândirea, toate computerele de pe pământ ar fi dezvoltat ADN în mod spontan, multiplicându-i pe cei mai mulți dintre voi. Cuvântul reflectiv e potrivit din momentul evident că pentru a avea o reflecție ai nevoie de o suprafață sau dimensiune de reflecție. În dimensiunea formelor gând, această suprafață este o carcasă electromagnetică de tensiune, cunoscută sub numele de câmpul auric. Acesta este produs de suma tuturor energiilor cosmice, planetare și solare, ce curg înspre și dinspre punctul vostru personal de existență, formând o suprafață de echilibru, în același fel în care o bulă de apă formează o membrană reflectivă, pentru a egaliza două forțe de presiune ce se opun. Totul este viu și toată creația materială este produsul polarităților electromagnetice ale gândului activ. Astfel, fiecare obiect al creației este o formă gând și are într-o anumită măsură un câmp auric. La fel cum învelișul unei bule este compus dintr-un material ce conține săpun și pare a forma în mod magic o sferă, și câmpul auric al fiecărui obiect creat conține aceeași substanță cu obiectul respectiv, însă într-o formă rarefiată ce caută să formeze o sferă. Toate obiectele materiale sunt forme gând cristalizate în timp. Chiar și stâncile sunt forme gând și au un câmp auric. În concluzie putem spune, câmpul auric este un corp colectiv de emanații radiante, ce conține totalitatea compoziției lui în forma gând. Acum am creat o bază destul de solidă pentru a adăuga un alt răspuns la întrebările voastre cu privire la gândul animal. Gândul uman diferă de cel animal, în primul rând prin capacitatea sa de a-și vedea propria reflecție în câmpul auric. Partea receptoare a minții umane primește trilioane de forme gând în fiecare moment, dintre care anumite gânduri predeterminante sau magnetizate, ca memorie codificată, sunt activate prin rezonanță și adăugate impulsului global. Toate acestea sunt proiectate către câmpul auric ce rezonează cu fiecare armonică a acestui conglomerat de forme gând, lovindu-l precum un deget ce ciupește un instrument cu coarde. Rezultatul este acela că o porțiune a câmpului auric începe să strălucească mai puternic decât zona din jurul său. Acest lucru poate fi asemănat într-un sens limitat cu electronii ce izbesc materialul fosforescent al tubului cinescop din televizoare. Continuitatea vieții voastre zilnice se bazează pe funcțiile de receptor transmițător ale minții voastre, ce se acordă pe o anume porțiune a câmpului auric, pe care voi o definiți ca realitate. Focalizarea sau acordarea continuă pe aceeași porțiune a câmpului vostru auric zi după zi dă iluzia continuumului spațiu-timp. Fiecare moleculă, fiecare munte, pulsează ca o undă, după cum pulsează fiecare formă gând ce le creează.
Astfel, fiecare câmp auric schimbă informație cu toate celelalte, formând rețeaua cosmică a conștiinței. Pentru voi însă, prea iubiților, acest adevăr este o revelație extraordinară, pentru că în fiecare dintre câmpurile voastre aurice se regăsește imaginea în oglinda universului, cu toate că în prezent alege să vă focalizați pe vârful unui ac cu gămălie al acestui univers, punct pe care îl numiți realitate. Totuși, restul universului vă este la îndemână pentru a fi luat și creat. Este chiar atât de aproape de voi. În fiecare moment sunteți foarte aproape de eliberare. Dacă ați vrea doar să începeți să cercetați comoara care sunteți chiar voi, sunteți preocupați de creier pentru că simțiți că acesta este sursa principală a problemelor voastre. Acest lucru e adevărat în sensul că creierul este locul formelor gând codificate și este ușor de văzut că fiecare dintre voi are evenimente tulburătoare codificate în memorie, evenimente la care reacționează în mod constant. Totuși, creierul nu este sediul conștiinței. Înțelegeți, deci, câmpul vostru auric este acea parte din voi ce aparține celei de-a patra dimensiuni. Este partea ce conține toată informația folosită în procesul divin din care totul este creat. Astfel, toate invențiile, tot progresul, toate soluțiile la toate problemele se găsesc în câmpul vostru auric. Acesta este camera de rezonanță a gândirii ce ține de-a patra dimensiune. El reflectă universul cât și pe voi. Dacă acest lucru este adevărat, cum putem înțelege personalitatea și inegalitățile sale evidente? Și dacă nu este doar o chestiune de personalitate sau abilități născute, atunci de ce doar câțiva descoperă idei noi? Dăm voie să reformulez a doua parte a întrebării, în termenii voștri pământești, nu există idei noi, totul este creat. Astfel nu există decât niveluri calitativ diferite de cunoaștere, ignoranță, credință și înțelepciune. Aroganța euului fals vine din credința că doar el posedă cunoașterea. Cum e posibil așa ceva, prea iubiților, când totul vă este dat deja și tot ce aveți de făcut e să lucrați pentru a vă revendica moștenirea prin deschidere către geniul din interior? Personalitatea este o funcție directă a identificării. Ești ceea ce crezi că ești și nu ești tot ceea ce ai fi putut să fii, pur și simplu din cauza că receptorul, transmițătorul tău se acordă numai pe porțiunea și setul de modele energetice dintr-o fracțiune a câmpului tău auric, într-un mod predeterminat prin magnetismul memoriei. Adu-ți aminte că procesul divin lucrează ca o undă sinusoidală și trebuie să comprime frecvențele formelor gând prin ele însele. Cu alte cuvinte, personalitatea este o buclă de feedback sau circuit focalizată pe o bandă îngustă de-a lungul câmpului auric și conectată cu constelațiile. În timp, aceasta produce o cristalizare a frecvențelor, prinzându-vă într-o capcană, într-o rețea a memoriei artificiale și ducând la o inerție ce întârzi adevărata voastră evoluție. De aceea trebuie să vă încarnați de așa de multe ori. Din nefericire, această strânsoare a personalității, după cum o numiți, nu poate fi înlăturată decât de un șoc puternic, survenit în urma unui șir de scenarii de viață traumatizante. Cei aparent câțiva înzestrați sunt un rezultat al unei combinații de precondiționări din viața trecută, impact al mediului actual și antrenament care pot imprima adânc un model mai mecanic de conștiință. Vom analiza mai mult în capitolul 10, precondiționările din viața trecută. E destul să spunem că viziunea convențională a psihologiei cu privire la impactul mediului nu poate să explice așa numitele supranatural, paranormal, precum și zeci de fenomene ce depășesc dimensiunea voastră. De-a lungul timpurilor, mari maestri v-au învățat că toți aveți potențialul de a deveni maestru, indiferent de punctul în care vă găsiți în viață. Dar vai, acea învățătură a fost deviată către o altă ierarhie tridimensională manipulată de câțiva. Aceia dintre voi care citesc acest document sunt considerați oameni cu știință de carte, chiar intelectuali. Nu cădeți în greșeală, prea iubiților. Frecvența geniu este disponibilă în mod egal tuturor. Este marea plăcere a unicului să creeze nenumărate drumuri și căi ce duc înapoi spre infinita lumină și iubire.
să fii sigur că creația este menită ca tot să existe în bucurie, prosperitate și libertate, deopotrivă co-creatorii. Formele gând există doar în interiorul câmpului auric și dacă e așa, cum pot fi ele transmise la mari distanțe, dacă fiecare câmp auric e atât de aproape de individul respectiv? Te rog să ne ierți tendința de a divaga, dar întrebările tale arată faptul că este nevoie de mult material suplimentar pentru a obține o înțelegere adevărată. Răspunsul la prima parte a întrebării este simplu: nu. Chiar și numai a examina funcția gândului este o funcție a conștienței conștiinței. Câmpul auric este conștiința. Astfel, fiecare formă de creație are un anume grad de conștiență, ce magnetizează forme gând de frecvență asemănătoare. Puteți privi câmpul auric uman ca un organ special al minții celei de-a patra dimensiuni, datorită frecvenței sale înalte de rezonanță. Creierul vostru este un dispozitiv de stocare tridimensional ce orchestrează băncile de memorie principale, canalizând diverse câmpuri energetice în scopul construirii, menținerii și armonizării vastei complexități a organizării sociale a organelor, formând vehiculul prin care inteligența înaltă va dezvolta mințile pământești. Să continuăm să punem bazele acestui studiu pentru a înțelege lucrările formelor gând ca entități vii. Veți vedea ce putere se află în fiecare entitate. Câmpul auric este o lentilă vadrimensională, după cum ochiul este o lentilă tridimensională. Astfel, ar fi nepotrivit să considerăm că locul de percepere al obiectelor este numai în interiorul ochiului sau că acestea ar fi create de nervul optic. Ar fi nepotrivit să spunem că formele gând se află doar în interiorul câmpului auric. O formă gând poate ocupa simultan un număr infinit de câmpuri aurice, după cum un obiect poate ocupa un număr infinit de ochi care îl percep. Astfel, nu este corect să spunem că formele gând locuiesc undeva anume. Sunt obiecte vadrimensionale. De fapt, ele sunt pretutindeni. Universul este format din ele. Spre deosebire de un obiect tridimensional, formele gând sunt entități vii. Voi sunteți de fapt un conglomerat de forme gând vii. Legile și mecanica procreației sunt la fel de valabile în cazul formelor gând ca și în cel al nenumăratelor forme de viață ce se reproduc în splendoarea lumii voastre. Viața dă naștere la viață, formele gând dau naștere la forme gând. Să fiți întotdeauna siguri, prea iubiților, că orice se întâmplă în lumea fizică are o manifestare paralelă, în perfectă sincronie cu toate celelalte lumi. La fel cum formele de viață cresc, se reproduc și dezvoltă noi forme de viață, având o înclinație spre abundență, și formele gând se extind, cresc, jinduind după viață. Este una dintre principalele legi ale unicului creator, alimentată de dragostea divină, lege existentă în mintea lui Dumnezeu. Conform legii unicului, toate formele gând sunt menite să repete întregul proces al creației. Cum ar putea fi altfel, prea iubiților? Nu există alt proces decât cel al creației, dar sunt multe subdiviziuni ale impulsului primordial create artificial. Toate acestea indică uriașa responsabilitate ce o are un co-creator cu puteri înnăscute de a crea și perpetua forme gând, care în mod inevitabil se manifestă ca forme de viață. Învățăturile voastre străvechi sunt pline de metode și avertismente despre cum să disciplinați mintea într-un ocean virtual de forme gând și ce se va întâmpla dacă aceste metode nu sunt aplicate. Aceste învățături s-au născut într-un simț practic, dobândit în urma experienței în lumea materială tridimensională, lume ce prinde formele gând în puternicul său câmp gravitațional electromagnetic. Dacă gândurile unei entități întrupate n-ar fi avut influența asupra destinului cuiva, n-ar fi existat niciun motiv să se acorde atât de mult timp și energie acestei părți a învățăturii. Să recapitulăm acum câteva aspecte matematice simple cu privire la formele gând și poate veți cădea de acord că aveți un rol important de jucat în conștiința planetei voastre. Omul obișnuit produce sau incubează în cam 50.000 de forme gând pe zi, ce recoltă zdravână pentru o zi de muncă. Aceasta duce la vreo 18 milioane de forme gând pe an.
Acum gândiți-vă că pe planul pământesc sunt întrupați în prezent cam 6 miliarde de oameni. Atâta timp cât până și știința trebuie să admită că energia este masă și că gândirea are nevoie de energie, devine evident că energia trebuie să se transforme în masă, la un anume nivel al realității. Nu puteți ignora caracterul serios al acestei realități și puterea sa de a crea condițiile de pe pământ. Acest potențial de a crea cel mai mare dezastru imaginabil sau cea mai frumoasă și plină de bucurie existență pe care Pământul a cunoscut-o vreodată devine o alegere individuală globală. Lumea voastră se va schimba, formă gând după formă gând. Starea de spirit a celor mai mulți din planul vostru, în momentul de față, cu toată viziunea voastră lărgită asupra lumii, cu tot, este aceea de a cădea în apatie, neputință și teamă. În tot acest timp, lumina unicului radiază din centrul fiecăruia dintre voi, revărsându-se și aducând în lume materialul neprelucrat al luminii, material pe care voi, prin propria alegere, îl consumați, pe măsură ce îl modelați în forme gând vii, creând realitatea pe care o vedeți și o trăiți în fiecare moment, forme gând pe care le proiectați continuu către câmpul de conștiință ce reflectă părerea voastră despre lume, devenind astfel lumea. Așa că, dacă voi credeți că nu puteți face nimic pentru îmbunătățirea vieții voastre și a condițiilor lumii, mai gândiți-vă odată. Fiți atenți la ceea ce creați în calitate de co-creatori. 18 milioane de forme gând pe an. Fiecare din ele este o entitate vie pe care ați incubat-o și ați imbibat-o gratis cu lumina pe care unicul v-a dat-o, ați trimis-o în curentul vieții prin canalul de naștere, aparținând transmițătorului vostru, care proiectează pulsând strălucirea acelei forme gând în câmpul vostru auric. Acesta la rândul lui rezonează și activează toate formele gând similare din toate celelalte câmpuri aurice prin intermediul frecvențelor extrem de joase ale rezonanței pământului. Ce credeți, prea iubite entități? La ce dați voi naștere? Cu ce vă identificați? Neputincioși, într-adevăr. Fiecare dintre voi produce în cea de-a patra dimensiune o minte foarte puternică, indiferent de nivelul de conștiință. Alăturați-vă nouă în gând pentru eliberarea de toată suferința. Asta e tot ce vă cerem. Formele voastre gând sunt vii. Acesta nu e doar un exercițiu ezoteric. Este un proces divin la care fiecare co-creator participă, chiar dacă mulți sunt torpi față de puterea unicului din interiorul lor. Puteți dovedi acest lucru, alegând să vă asumați responsabilitatea. Nu aveți nevoie de o carte. Deschideți-vă inimile către puterea măreață care este în fiecare dintre voi. Sunt atât de multe lucruri pe care le puteți face. Acordați-vă pe frecvența geniu, iar viața întreagă va fi din nou a voastră. Nu așteptați aprobarea unei societăți întunecate. Frații și surorile voastre au nevoie de ajutorul vostru, de formele voastre gând de iubire, vindecare și iertare. Nu contează dacă sunteți faimoși sau nu. Nu contează ce ați făcut înainte. Nu contează dacă sunteți într-o poziție în care aveți putere. Voi sunteți poziția puterii. Regula de aur a vieții nu este o filozofie inutilă. Este o lege a celei de-a patra dimensiuni. A patra dimensiune este oglinda ce reflectă formele gând, ca planuri pentru viața ce va fi. Gândiți pentru alții iubire și vindecare și iertare, iar restul va veni de la sine. Fiți selectivi în privința căror forme gând le dați porția voastră de forță de viață. Asumați-vă responsabilitatea pentru formele gând pe care le proiectați către ceilalți, pentru că ele se reflectă de asemenea înapoi spre voi, prin intermediul oglinzii câmpului auric. Justificările pentru ură sunt total nefondate, artificiale, iar aceasta se va reflecta înapoi spre străfundurile sufletului celui ce o manifestă, spre cel ce gândește aceste gânduri. Un ciclu stelar grandios se încheie, iar unul nou se naște. Deșteptați-vă din somnul vostru și co-creați noua voastră lume. Influența voastră este importantă. Orice formă gând pe care o creați sau incubați prin identificare este transmisă cu forțe sporite prin adăugarea de noi frecvențe ale luminii
ce se revarsă în sistemul vostru solar în acest moment. Identificați-vă cu adevărata voastră natură, cea a iubirii luminii minții lui Dumnezeu, iar formele voastre gând vor vindeca și întări lumea și vor reflecta înapoi spre trupul, sufletul vostru, nemodificate. Este în joc soarta familiei Pământ, a copiilor Pământului. La început a fost gândul, de la gând a venit lumina, de la lumina a venit cuvântul, iar de la cuvânt a venit forma. Nu puteți trăi principiile procesului divin dacă creați și incubați forme gând de judecată și teamă. Acestea se reflectă în trupul vostru, asmuțindu-vă împotriva voastră înșivă, în timp ce fața monstruoasă a ipocriziei se arată și râde zeflemitoare din oglinda lumii voastre. Atunci, cum să mai scăpați de voi înșivă? Așa că începeți cu începutul, de la cauza prima întregii creații. Creați și susțineți forme gând ce rezonează cu puterea și forța de viața unicului și totul va veni de la sine spre marea voastră încântare și surpriză. Și să știți că nu sunteți singuri. Pe măsură ce vă treziți, veți întâlni mai mulți co-creatori. Sunt mult mai mulți decât vă închipuiți. Inima inimilor. Transformatorul. Cunoașterea cosmică vă aparține și o puteți avea prin deschiderea către frecvența geniu a gândului nelimitat. Există mii de cărți despre chakre sau cele 7 puncte energetice din corpul uman. Puteți adăuga ceva la această informație și ar fi oare potrivit să scoatem în evidență vreunul din aceste puncte ca fiind cel mai important? Această întrebare este cea mai uluitoare de până acum, în sensul că ne cer să recapitulăm, să repetăm în câteva pagini, cam 10.000 de ani de învățătură. Rare ori faptele sunt cele prin care se ajunge la cunoașterea adevărată. Mai degrabă, procesul gândirii este cel care deschide mințile către o frecvență mai înaltă a înțelegerii. Începem digresiunea la fel ca arheologii voștri, care trebuie să sape mult prin tot felul de materiale, înainte ca să apară un obiect semnificativ și relevant. Am discutat pe scurt despre natura reflectivă a minții umane, locul percepției și al gândului și cum funcționează ea în câmpul auric. Să examinăm mai departe natura refractară a minții, comună atât lumii animalelor și insectelor, cât și oamenilor. Cunoașterea pe care o putem adăuga acestui subiect ar fi să o priviți dintr-o perspectivă reîntregită, cu o viziune holistică. Astfel este foarte important să percepem aceste chakre, nu ca puncte sau roți energetice, ci ca 7 minți complete, având funcții de recepție-transmisie, cu capacitatea de a acționa independent, precum și împreună. De aceea, comunicarea cu inteligența înaltă este considerabil slăbită atunci când conștiința-conștiență prelucrează forme gând de frecvență joasă. Adică ceea ce era odată conștiința pură în stare liberă trebuie să fie divizată în funcții separate de conștiința acelei conștiințe, fiind totodată comprimate într-o formă gând ce reflectă aspectele unicului. Cu alte cuvinte, trebuie plătit un preț pentru a individualiza acea conștiință liberă prin divizarea ei în ea însăși, în cadrul procesului divin al manifestării unicului în mulți. Maestrii au știut întotdeauna că fantastica schema creației este supremul gest de dragoste infinită a unicului. În același timp, ea este o afacere riscantă. În termenii voștri, pentru cei mulți care s-ar putea rătăci prin însuși sentimentul de putere ce le-a fost dat din acea dragoste. Cu toate acestea, răsplata e mult mai mare decât riscul. Mai mult, a fost creat un mecanism infailibil cunoscut în vechime sub numele de programul de mântuire Alpha Omega. În exercițiul nostru de mai devreme ați creat 4 direcții cu numai 2 linii. Apoi ați adăuga numai o linie pentru a avea 6 direcții, iar prin plasarea voastră în centru, mai degrabă decât la periferia roții ce se învârte, ați înțeles dintr-o dată gândirea quadrimensională. Din această perspectivă a fost mult mai ușor să înțelegeți conștiința conștiinței, percepută prin reflecția gândului. Când studiați chakrele, folosiți această metodă pentru a examina adevărata natura fiecărui centru. Mintea este un proces holistic.
Asta înseamnă că dacă o faci să se refracte sau să se dividă, ea nu devine o parte a unui întreg, ci mai degrabă o replică a întregului. De aceea, fiecare chakra este o minte completă în sine, în întregime capabilă de funcții independente de recepție-transmisie, având totuși o capacitate născută, puternică, de a lucra împreună cu tot organismul sau cu toată mintea. Totuși, când reflectați o parte a întregului, percepeți numai un fragment, o ecuație parțială a întregului. Astfel, după cum am afirmat mai devreme, regnul animal, având în primul rând o minte de tip refractar, există într-o stare foarte pură, așa cum trebuie să existe în microcosmosul holistic al minții divine. Dar oamenii, având în primul rând o minte de tip reflectiv, pot da dovadă de tot felul de abateri datorită tendinței ei predeterminate de a se focaliza pe doar o parte a reflecției sale. Dar acesta nu a fost planul originar. În niciun caz aceasta nu presupune că regnul animal este superior creației umane, cu toate că puritatea conștiinței animalelor a fost venerată de multe civilizații. Numai mintea reflectivă este în stare de co-creație și aceasta a fost cel mai mare dar, făcut din dragoste omului. Având aceste lucruri în minte, ne vom referi la chakre sub numele de centri minte. Fiecare dintre acești centri este complet prin sine însuși și împreună aceștia sunt conectați la câmpul auric și îl formează prin fâșiile colorate ale frecvențelor de energie inteligentă. De fapt, sunt 8 centri minte plus 4 ce funcționează în dimensiuni încă și mai înalte ale conștiinței. Totuși ne vom concentra pe cei 8, întrucât majoritatea locuitorilor Pământului sunt centrați pe primii 3 centri. Fiecare minte funcționează pe o frecvență a gândului, cu o culoare și un sunet corespunzător. Astfel, întruparea conștiinței umane se bazează pe octavă, fiecare centru minte fiind o notă a acelei octave și fiecare notă fiind de asemenea compusă dintr-o octavă, și așa mai departe. Împreună acești centri minte compun tonul general sau frecvența și culoarea câmpului auric, determinând cantitatea de conștiință și calitatea conștiinței, în funcție de cum le-ați dezvoltat. Vom extinde acest subiect din mai multe perspective mai târziu. Am vrea să ne concentrăm acum pe a doua parte a întrebării referitoare la importanța relativă a centrilor minte, întrucât ei fac parte din scenariul vieții umane. Vom începe prin a lua în considerare faptul că desăvârșirea supremă a unei ființe în plină evoluție, din planul pământesc, constă în ascensiunea sa, atunci când întreaga ființă, fizic, mental și spiritual, este transformată sau cuantificată într-o frecvență de lumină extrem de ridicată. Acest lucru nu se poate produce decât dacă entitatea își acordează fin și la o frecvență foarte pură fiecare centru minte. Străvechile învățături din Orientul îndepărtat sunt destul de exacte în a trasa mișcările energiei în cazul unei evoluții corecte. Totuși, există multă confuzie din cauza ritualurilor și dogmelor centrate în jurul instituțiilor religioase, ce ar putea spune adevărul, dar care adaugă în mod nefericit ideea că fiecare dintre ele este singurul și unicul drum spre unicul. În această situație, ce se menține pe pământ, am vrea să subliniem zona cu centrul minte ce conține cheia pentru ajungerea la această evoluție în spațiul timpul vostru. În învățăturile Orientului îndepărtat veți descoperi că se pune accentul și pe al șaselea și al șaptelea centru minte, corespunzând medulei oblongata și glandei pineale, adică zonei celui de-al treilea ochi. Scopul nostru nu este acela de a pune la îndoială valabilitatea învățăturii care este corectă, în sensul că indică aceste zone drept principalii convertori ai energiei cosmice, ce reduc la scară frecvențele pentru distribuție prin intermediul rețelei spinale. Totuși, din toate punctele de vedere, noi considerăm că acest lucru ar însemna a pune căruța înaintea boilor, ca să folosim o zicală de-a voastră. Învățăturile descriu destul de corect mișcarea energiei, sau după cum o numim noi, ridicarea frecvențelor prin intermediul octavelor conștiinței. Dar din multe puncte de vedere ale intelectului modern, se pune accentul pe zonele mistice ale creierului, mai degrabă decât pe echilibrul armonicelor,
atât de necesar pentru trezirea funcțiilor adormite ale acestor splendide organe de percepție. Astfel, în timpurile voastre, cea mai mare parte a omenirii își dorește să sară peste o etapă sau două, în speranța depășirii competiției, într-o aparentă cursă către iluminare. Astfel, în această parte a comunicării noastre, vom lămuri cât putem întreaga octava centrilor minte, în timp ce subliniem cea mai importantă notă pe care, să zicem așa, ar trebui să o cântați în octava conștiinței voastre în evoluție. Acea notă este al patrulea centru minte, care se găsește lângă inimă. Din acest punct înainte, vă vor fi revelate puține lucruri noi și exact de aceea e nevoie să se lucreze în această zonă a vieții voastre. Omul trece cu o viteză atât de incredibilă prin programele de conștiință, în acest capitol fiind al ciclului Omega, încât cele mai recente învățături cu privire la acest subiect, după cum au fost revelate de către Maestrul Iisus Hristos, vi se par depășite. Omenirea este atât de nerăbdătoare să treacă mai departe către partea high-tech a învățăturilor, încât și-ar putea cuprinde cel de-al treilea ochi, dacă putem spune așa, și ar pleca iute ca fulgerul spre tărâmuri necunoscute, iar apoi s-ar întoarce ca să înceapă o nouă religie. Cartea de față nu este în niciun caz un document religios. Este o culegere metafizică de viziuni interioare, menite să deschidă ușile percepțiilor prin folosirea celor 7 niveluri de înțelegere, prin intermediul celei mai rigide bestii, cunoscută sub numele de intelect. Este o sarcină deosebit de dificilă și provocatoare pe care suntem bucuroși să o îndeplinim. Poate că vom reuși să-i câștigăm pe unii dintre voi. Chiar dacă va fi unul singur, tot am avea un bun motiv pentru a sărbători, atât este de prețioasă și importantă această lucrare. Astfel, noi vom merge mai departe folosind cele mai mari adevăruri oriunde ar fi acestea de găsit, pentru a țese o tapiserie a luminii spre binele vostru și al nostru. Pe măsură ce înaintăm, lăsați deoparte toate formele gând de limitare și confuzie, pentru a putea afla ceea ce căutați. Lăsați deoparte formele gând polarizate de către biserică și stat, pentru că adevărul vă eliberează și este peste tot în jurul vostru și în voi. Pe măsură ce înaintăm, vă cerem să vă deschideți complet centrul minte al inimii, pentru că acela e centrul minte căruia ne vom adresa în mod deosebit. Rezultatul final este acela ca fiecare ființă umană să descopere prin experiență directă marile adevăruri cosmice ce o vor elibera de toată suferința. Nici o religie, nici un guvern, nici o carte, nici o entitate întrupată sau destrupată nu pot face acest lucru pentru voi și nici nu ar trebui să se întâmple așa ceva vreodată pentru că ar fi o falsă iluminare. Nu este nevoie să vă împovărați procesul de date al receptorului transmițător cu dovezi nesfârșite, privitoare la valabilitatea ideii că inima este punctul puterii și cristalul sămânță al procesului divin, o formă gând comprimată într-o stare pură, cea care dă pulsul primordial fortifiant al iubirii. Este suficient de spus că până și abordarea cea mai pragmatică și de bun simț ne prezintă inima ca pe o sursă de energie cu o viață proprie, lucru scos în evidență de faptul că orice alt organ de viață poate fi afectat sau îndepărtat, inclusiv 90% din creier, și totuși se supraviețuiește. Fără inimă, viața nu mai durează decât câteva secunde. Puteți să explicați cum se face că tehnologia noastră a avut un scurt succes în implanturile mecanice de inimă și transplanturi, și care ar fi legătura cu inima ca sursă de energie? Scurtul succes pe care îl descrie este doar atât. Scurt. Asta pentru că înțelegerea tridimensională care privește inima doar ca pe o simplă pompă este greșită. În eonii de început a evoluției, inima, așa cum o știți astăzi, nu există. Iar dacă ar fi să numim ceva anume drept pompă, aceștia sunt plămânii și nu inima. În negura primordială a timpului, mișcările de expansiune și contracție ale plămânilor împingeau și oxigenau suficient sângele prin deplasarea hidraulică și curenți de convecție. Odată curăcirea rapidă a atmosferei Pământului și a noilor cerințe energetice, necesare pentru a propulsa trupul dincolo de pericol, organul inimii, cândva o glandă mare, sensibilă la concentrarea de forță de viață centrată acolo, a început să se mărească sub presiune,
iar ulterior și-a asumat funcția de a ajuta noul mecanism laborios al respirației. Subliniem acest lucru pentru ca voi să înțelegeți mai bine că ceea ce noi considerăm inimă este un punct centrat acolo al forței minții divine, care este centrul minte originar, conținând atributele mentale ale procesului divin în starea cea mai pură. Pentru că era un centru minte mai degrabă decât o pompă făcută din carne ce pulsează viața pe care ați ajuns să o cunoașteți din realitatea materială, noi spunem că nicio mașină implantată acolo nu poate aduce un beneficiu de durată, din cauza interferenței cu undele armonice generate de cristalul sămânță care a rămas. Pentru a evita confuzia, în vizualizările noastre, vom numi adevăratul punct al puterii ce dă viață ca inima inimilor, asta pentru a nu o privi doar ca pe un țesut musculos, cu toate că studiul inimii fizice se dovedește a fi un subiect absolut fascinant și de fapt susține ceea ce vom declara. Înainte de a ne concentra asupra inimii inimilor, să schițăm o vedere de ansamblu asupra celor 7 centri minte. Fiecare dintre cei 7 centri minte este o entitate gânditoare completă, cu o conștiință specializată, având îndatoriri speciale, o istorie a propriei evoluții particulare, o bancă de memorie, un sistem de comunicare capabil să transmită și să primească date și forme gând, precum și propria sa zonă bine definită din câmpul auric total al individului, dându-i capacitatea de a fi conștient de sine însuși și de mediul înconjurător. Acum, acest lucru s-ar putea să vi se pară fantastic, dar pe măsură ce o să vă dezvoltați abilitățile de a folosi frecvența geniu, veți descoperi adevăruri încă și mai fantastice. Fiecare centru minte este alimentat și susținut de o frecvență specifică a razei divine. Voi sunteți de fapt o baterie energetică cu mai multe canale, ce adăpostește 7 centri minte complet de conștiența funcțională, fiecare fiind o matrice receptoare transmițătoare de inteligență simțitoare. Ar fi potrivit să asemuim fiecare centru minte cu o galaxie din totalitatea Universului, ființa ta. Sperăm ca materialul prezent până acum să fi început măcar să scoată în evidență uriașele lipsuri în înțelegerea dobândită prin științele voastre medicale tradiționale. Puteți diseca țesuturi până la sfârșitul timpului, dar până când nu veți înțelege adevărata natura minții, nu veți obține prin aceste metode primitive pe care le folosiți vindecări de durată. Fiecare dintre acești centri minte este acordat pe o bandă de frecvență ce curge în ei din mintea universală, ceea ce face ca centrul minte al inimii inimilor să fie atât de puternic și special, este că el e acordat pe frecvența primordială numită de voi dragoste. Cu alte cuvinte, inima voastră are o minte a ei proprie, compusă dintr-un cristal sămânță al luminii pure, primordiale a unicului. Fiecare dintre ceilalți centri minte este specializat prin anumite subarmonici și ultraarmonici ale octavei creației, ce formează bioorganismul vostru, precum și celelalte trupuri de lumină din alte dimensiuni. În acest punct devine clar faptul că acordarea oricăreia dintre centri minte ai voștri, la un scop ce exclude această frecvență primordială, are ca rezultat entropia și decăderea din punct de vedere al funcției de recepție. Astfel, negarea acestei frecvențe la nivelul centrului minte al inimii inimilor are ca rezultat atragerea unor forme gând încă și mai destructive, chiar dacă inima continuă să furnizeze cu dragoste impulsuri de viață, chiar acelor forme gând ce ulterior pot duce la distrugerea funcționării ei locale. La fel, negarea dragostei de sine, transmisă ca forme gând de ură de sine, întunecă și blochează hrana dătătoare de viață destinată mușchiului inimii, hrană ce vine de la rezonatorul cristalului sămânță. Este curios într-adevăr că vă referiți la acesta ca la un atac de inimă, ca și cum inima ar fi cea care atacă. Cea care atacă inima este entitatea umană care face acest lucru prin chemarea de la ceilalți centri minte a formelor gând destructive. Acest proces poate funcționa în același mod pentru fiecare dintre centri minte, iar rezultatele constituie o bază fie pentru boală, fie pentru sănătate. Puteți vedea acum, prea iubiților, că până și viața organelor e un studiu în minte, mai degrabă decât activitatea unui țesut. Vedeți voi?
Dragostea nu poate fi nici limitată la un tip de comportament moral și nici dată la o parte ca o înclinație romantică. Nici nu poate fi limitată la un instinct fratern sau matern, moștenit de la primate, cu toate că acesta din urmă este poate cel mai aproape de adevăr prin faptul că reflectă o formă relativ pură a frecvenței impulsului de viață. Din nefericire, rareori se face o încercare de a se da o definiție obiectivă sau științifică termenului de dragoste. Datorită puterii extraordinare a acestei forțe de viață, precum și calităților sale de omnipotență și pătrundere peste tot, definiția sa rămâne evazivă și, în cel mai bun caz, este descrisă ca o consecință a formelor gând emoționale pe care le evocă. Din nefericire, cele mai multe dintre aceste forme gând sunt infectate de forțe de polaritate ce se opun, forțe intrinseci materialului creației. Astfel se impune o nouă definiție. Dragostea este un principiu energetic, divin, universal, cosmic, nodul primordial prin care polaritățile electrice ale creației se schimbă între ele, se inversează și o iau de la capăt reînnoite. Dacă a fost vreodată ceva în univers luat de bun și numai superficial înțeles, acest lucru este frecvența dragostei. Toate acestea devin clare atunci când vă deschideți față de frecvența geniu. Dragostea nu are opus. Astfel, dragostea nu are început, nici sfârșit, nici moarte. Sigur, ca o definiție dintr-o carte este doar un lucru abstract, cel mult un indiciu. Dar reflectați neapărat asupra ei. Pe măsură ce faceți acest lucru, dovezile evidente vor începe să vă deschidă ochii. Gândiți, simțiți. Inima voastră se contractă și se dilată în ritmul unei forțe independente de neoprit, ce se manifestă ca ambele polarități, cu toate că nu este niciuna dintre ele. Nu e de partea nimănui, pentru că dacă ar face o viață, ar înceta. Și chiar atunci când o inimă încetează să bată, forța nu se oprește, pentru că inimile continuă să bată la nesfârșit. Frecvența dragostei este un catalizator continuu pentru impulsul vieții, cu toate că este redusă la subarmonicele biosferei Pământului, care în momentul de față se depărtează de entropia unei vieți trăite pe jumătate și intră într-o formă undă centropică a unui nou cer și a unui nou pământ. Această putere, mai mare decât toate, chiar susține acele forme de viață, indiferențe față de imensa ei realitate. Ce putere poate fi mai măreață decât aceasta? Este momentul pentru un exercițiu. Credem că acest segment al mesajului nostru este atât de important încât pentru un timp vom schimba formatul. Până aici am folosit în acest material un format care să determine cititorul să-și folosească intelectul ca o cheie de deschidere a celorlalți centri minte. Acum ne adresăm direct inimilor din voi, cerând intelectului vostru doar să urmărească cu multă deschidere. Citiți! Iar dacă dintr-un motiv sau altul ceva vă distrage atenția în timpul lecturii, începeți de la capăt și încercați din nou, în așa fel încât să rețineți întregul exercițiu ca o singură formă gând. Vom călători în cea de-a patra dimensiune pentru a găsi cel mai prețios dintre juvaieruri, inima inimilor. Aceasta nu este în niciun caz o poveste. Ceea ce vom descrie aici, în acest pasaj, este felul în care percepem noi un trup uman în această dimensiune. Relaxați-vă! Sunteți gata? Pe măsură ce citiți acest material, monitorizați-vă liniștiți poziția trupului, verificând să nu apară tensiuni. Începeți cu pielea. Observați orice presiune neobișnuită și, dacă e necesar, lăsați lejer orice articol de îmbrăcăminte ce vă deranjează. Apoi, monitorizați-vă musculatura. Dacă descoperiți orice tensiune, masați ușor zona respectivă cu vârful degetelor. Vârfurile degetelor oricărei entități emit raze vindecătoare de înaltă frecvență. În acest moment, inima voastră pompează energie vitală în mâinile voastre și prin vârfurile degetelor înspre exterior. Folosiți-le ca pe un pieptene pentru a omogeniza câmpul energetic din jurul trupului, reciclând radiațiile acelei frecvențe numite dragoste înapoi în sistemul vostru. Câmpul vostru auric începe să strălucească mai puternic, pe măsură ce armonicele frecvenței de vindecare netezesc unele dintre firele de lumină încâlcite. Mergeți mai adânc acum.
Lăsați conștiința să cerceteze creația remarcabilă din interiorul vostru. Amintiți-vă când erați copii și erați cuceriți de natură, copleșiți de frumusețea masivă a arborilor, știind cumva că aceștia sunt vii, că iubesc și protejează. Aveți 4 arbori în interiorul vostru făcuți după același plan. Mergeți mai adânc. Observați cei 4 arbori dinăuntrul vostru, cel arterial, cel venos, cel limfatic și cel respirator. Arbori ai vieții, râuri ale vieții, toți arborii sunt făcuți din lumină. Gândiți-vă la acest lucru. Toți arborii sunt făcuți din lumină. Observați că arborii strălucesc în diferite spectre de culoare și că radiază această lumină în tot trupul vostru. Acum, vedeți în cea de-a 4-a dimensiune. Aveți acces chiar la a 5-a dimensiune. Există o sursă adițională de lumină din interiorul trupului vostru, ca o pădure într-o dimineață de vară. Observați lumina dimineții trecând printre ramurile acestor arbori ce se întrețes. Arborii și ramurile lor radiază propria lumină. Sunteți cuceriți de această creație copleșitoare. Pe măsură ce vederea se obișnuiește cu detaliile mai ascunse, observați o lumină transparentă, irizată, acolo unde în mod normal ar fi fost umbre. Chiar și aceste zone cu lumină irizantă pulsează cu fiecare val de forță a vieții, generat din zona inimii voastre. Uitându-vă mai adânc, vă concentrați asupra ramurilor. Vedeți curcubee lichide ce se scurg în mii de râuri, ce se desfac în milioane de afluenți, ce se desfac mai departe în miliarde de lacuri, strălucitoare, multicolore, ca un peisaj nesfârșit de nestemate. Acestea se mișcă precum apa, spălând fața interioară a pielii voastre. Plutiți prin acest univers incredibil de viață și lumină. Vă opriți din când în când, vă uitați lung. Totul funcționează perfect. Observați că este mult mai frumos chiar decât o pădure tropicală sau o grădină botanică impecabil întreținută. Pe măsură ce simțurile voastre se obișnuiesc cu cea de-a 4-a dimensiune, observați că fiecare nuanță, atunci când licărește, generează propria sa lumină. De asemenea, generează un sunet ce o însoțește. Aceste sunete zumzăit și se împletesc într-o ușoară zumzăială de armonii în continuă mișcare, schimbând între ele culori corespondente și armonici, precum un ocean de instrumente cu coarde. Începeți să observați, plutind prin acest tărâm al minunilor, că există o zonă în interiorul vostru de unde pornesc sunetul și lumina. Deveniți conștienți de această sursă din voi, ce vă ademenește și nu-i puteți rezista. Începeți să plutiți spre ea, traversând această incredibilă grădină de lumină. Apropiindu-vă de sursă, începeți să vedeți raze de un auriu intens, ce se intersectează penetrând spațiile dintre culorile irizate, așa cum un soare de cristal ar penetra bolta unei păduri tropicale, raze izolate și multiple, traversând ramurile, formând mii de ferestre de catedrală, din care curg pe arborii din jur modele de lumină împestrițată. Apropierea de sursă multiplică acest efect într-o progresie geometrică, iar sunetul vă inundă simțurile. În timp ce vă deplasați spre zona inimii, sunteți conștienți de locul în care vă găsiți. Dintr-o dată ieșiți din pădurea deasă, luminescentă, într-o poiană unde sunteți martorii celei mai spectaculoase priveliști, sunete și sentimente ce izvorăsc dintr-o sferă de lumină rotitoare. Sunteți copleșiți de sentimente de euforie și vă simțiți atrași în mod irezistibil către sfera de lumină nemuritoare, care este de 1000 de ori mai strălucitoare ca soarele. Debordând de bucurie, vă dați seama că lumina nu vă rănește ochii. Simțiți că puterea sa este nelimitată, scăldându-vă în cea mai frumoasă și mai puternică dragoste și afecțiune pe care vi l-ați imaginat vreodată. Radiațiile acestei frecvențe sunt irezistibile. Vă atrag să intrați în sfera de afecțiune ce hrănește și dă o crotire de plină. Vă este imposibil să credeți că puteți simți încă și mai multă bucurie și iubire decât simțiți în prezent. Totuși, sentimentul crește în intensitate pe măsură ce plutiți în interiorul sferei de lumină. Sunteți purtați, înconjurați și pătrunși de sunete vindecătoare ce vă cheamă din centru, din sursă.
Dorința de a merge către sursa acestui sunet este copleșitoare. Mergând spre centru, începe să auziți încă și mai multe simfonii și coruri ce cântă cântecele de nedescris ale energiei dătătoare de viață. În acel moment, ușa către camera interioară se deschide, descoperind un centru cristalin, strălucitor, ce pulsează. Alunecând în interiorul camerei, nu puteți rezista sentimentului de bine, de afecțiune, de primire călduroasă, de extaz. Pentru un moment ce durează o eternitate, deveniți una cu această sărbătoare, cu această naștere a unei stele de dragoste, lumină și înțelepciune. Lacrimi de bucurie încep brusc să vă curgă din ochi, transformându-se în cascade de curcubee lichide, pe măsură ce vă amintiți cum a început totul, adevărata voastră origine vă îmbrățișează. Pentru prima dată, în enorm de multele voastre vieți, vă amintiți de legătura dintre voi și tot ce este. Puterea este copleșitoare. Vă simțiți precum o mare stea ce suflă putere dătătoare de viață către copiii săi planetari. Nu vă vine să credeți cum de ați putut uita această splendoare, această legătură cu întreaga viață, cât și legătura ei cu voi. Din acest spațiu al vieții, vedeți legătura dintre această sursă de viață și inima voastră. Vedeți cum inima voastră este primul recipient fericit al acestei puteri imense, iubitoare, pe care acum o trăiți direct ca experiență, și cum inima voastră dansează în ritmul acestei surse, mai degrabă decât bate. Simțiți că trăiește la nesfârșit. Sunteți copleșiți de sentimente puternice de slavă, mulțumire și recunoștință pentru tot ceea ce sunteți, pentru tot ce vi s-a dat. Faptul că simțiți un spațiu liber deasupra voastră vă deschide un nou sentiment de legătură cu întreaga umanitate. Sunteți nerăbdător să duceți vestea acestei descoperiri tuturor inimilor ce bat pe planeta Pământ și care au uitat originile lor și puterea ce stă în ele, chemându-le la o sărbătoare a vieții. Ridicându-vă spre trahee, prin acel spațiu liber, aduceți vestea cea bună, în timp ce radiați lumină, vindecând și purificând totul în calea voastră. Ajungând în zona creierului, îl scăldați în lumina vindecătoare ce mai emană încă din conștiința voastră. Glanda voastră pineală simte razele puternice de lumină hrănitoare și începe să înflorească, precum o floare în timpul mult așteptatei primăveri, ce o trezește la viață, dând drumul în creier, dulcelui nectar al conștiinței, iar acesta, la rândul său, pornește să-și amintească cum a început totul. Continuând să urcați spre vârful capului, ajungeți la o poartă aurită, piramidală, ce nu se deschide decât în prezența luminii dătătoare de viață de înaltă calitate pe care o purtați. Ieșind din această poartă maestoasă, priviți pământul și toată viața de pe el cu noi ochi. Vedeți un arbore ce strălucește în veșminte multicolore, deslușind aceeași matrice energetică de frecvențe pe care ați experimentat-o în interiorul trupului vostru. Vedeți că arborele nu a produs această matrice, ci mai degrabă el a crescut în interiorul matricei lui, așa cum și voi ați crescut în interiorul matricei voastre. Odihniți-vă câteva minute în acest sentiment și stare de conștiință și mulțumiți pentru întreaga viața tuturor. Tocmai ați vizitat inima inimilor, fie ca niciodată să nu mai treceți prin sentimente de însingurare și ură. Folosiți acest exercițiu atunci când mergeți la culcare sau când vă treziți sau oricând în timpul zilei. Încercați acest exercițiu timp de 7 zile, iar rezultatele vă vor ului. Cu toate că pentru a vizualiza v-ați bazat foarte mult pe imaginație, va veni în curând un moment când veți trăi cu adevărat această experiență. Prin imaginație vă pregătiți pentru experiența reală. Dacă v-ați întrebat vreodată ce energie îi dă inimii voastre puterea să facă munca herculană de a pune zilnic în mișcare prin trupul vostru, neîncetat și fără răgaz, tone de fluide dătătoare de viață, acum știți. Este inima inimilor. Observați-o mai des și realizați că absolut fiecare entitate duce în ea această lumină, indiferent dacă alege să nege acest lucru sau nu. Lucrați împreună cu acest centru minte în mod conștient și vă veți vindeca pe voi și pe alții, pentru că toată vindecarea izvorăște de aici.
Inima inimilor e izvorul, scânteia divină din fiecare dintre voi. Observați forma inimii voastre. Nu e întâmplător faptul că seamănă cu o structură de piramidă inversată. Forma urmează funcția dinamicii energetice piramidale spiralate ce o alimentează, în timp ce se adaptează perfect nevoilor organice ale întregului sistem. În interiorul inimii, principiile receptorului transmițător sunt cel mai ușor de observat. Dilatarea, contractarea, recepția, transmisia, o unificare a polarităților ce reflectă legea unicului, ce provine de la și este punctul cardinal infinit al iubirii, luminii, minții lui Dumnezeu.